Mișto, m-a încărcat pe mine de râs. De fapt, nu mă căc pe mine de râs. M-a apucat frica. Aolo, mi se face ce? Pula mică cât o lindică. Băi, luați-vă pe internet. Cum? După ce altceva puteți să vă mai luați în ziua de asta? Ia zi ce sunt și mai mai e ziare? E câteva. E 5 ziare. Ce vă zice cam ca? Cine se fute cu cine se fute? Tot timpul vă zice. Sau cine alege, ce alege? Deci n-am zis ce alege. Deci ce alege? Cam atâta. Dar când e reptilien? Stai, lasă. Lasă asta. Stai că vine reptilien. Că s-a dus drăg pe apocalipsa. Pula mea a apărut apocalipsa de vreo 3-4 ori în ultimii 3-4 ani, 5 ani, 10 ani, dar ne-am plictisit. Acum trebuie să vină reptilien. Păi sunt aici reptilien. Sunt. Ha? Și cine face? Ne linge în cur, nu știu de pula, nu? Vă fute? Ne futem cu reptilien, exact, nu fute. Și dacă nu vrea să fute ei cu ona s-o păi, nu să ne putem cu reptilien. Ca să ne arătăm curajoși. Păi, dacă sunteți curajoși, vă pun, vă dă chiloci joși și vă putem cu că reptilienii sunt și poponai. Cum le place? Băi, gagici, spriați-vă de mine, am făcut gagici în cur. De câteva ori, dar eu cam pula mai mare decât normal, la cam dur și la însă îmi place. Urlau alea, le plăcea ceva, dar am zis nu. Nu m-am făcut în cur. Am zis bine, hai că nu te mai făcut în cur. Mi-am spălat pula și am făcut un pic. De ce vorbește așa scabros? Păi sunt reptilian, ce pula mă vrei? Sunt mai porno decât tu stii. De ce? Am mers facultativ la blat. Vezi? Uite, dacă mi-a transfuzie de perfuzie, se miră. Nu se miră. Ah. Și filmă? Reptiliana. Reptiliana a luat nota cea mai mare. Stătea cu diploma în mână. Mamă, ce mă spune reptiliana. Da, vă conduc. O să vă conducem. Dacă sunteți proști, ce să vă fac? Știu de ce ești așa calibrat. Păi am niște oameni pe lângă mine care mă confundă. Mă înfundă. Și mie îmi place, îmi place. Că alți reptilieni mă place. Ăștia ce face? Se închină la Dumnezeu, din greu, pe la tramvai și pe la autobuze. Și dă din buze. Bă, 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 bă. Și zic, bă, labă, labă tristă, nu fi tristă, că e adevărat, că ești crucioarcă cu adevărat. Și ăla, mai confundat. Te-am confundat, încăcat, că e adevărat. Păi, la Iisus Hristos mă închinam. Da, și eu credeam că, nu știu ce, făceai. Ce făceam? Eu credeam că te căcai și te pișai. Ceva, din sinea ta. Că transpirai. Oricum transpiri, fără să vrei. Că vrei, că nu vrei, corpul tău produce transpirație. Și bagi original, ca să te vadă lumea cât de original ești. Iartă-mă, doamne. Cadește-a. Deci sunt reptilian. Sunt de la bun.
Deci Corina Chirma, iar te-ai îndrăgostit de reptiliană. La un moment dat, ei îi plăcea de mine. Gata, hai, că o dau un fapt pe față. Chiar îi plăcea. Mamă, că m-a văzut. Ghici, cu cine te-ai întâlnit? Unul cu multă coarnă. N-aveam nicio coarnă, era cam jegos, eram tăpălit, eram chinuit, eram bolnav. Trebuie să-mi bolnav de ani de zile. Mă trag. Și eu mă tărăsc de la expozițiile voastre chiar cu chinuială. Chiar cu mare efort. Ca să le văd. Mi-a face foarte mare plăcere. Exact. Nu pot să mă duc cu tramvaiul pentru că mă urmăresc nebunii cu cartea care mă străpoacă. Iartă-mă. Și atunci prefer să mă produs. Că se goșea pula mea. Hai că nu trebuie să zic. Asta e. Sunt reptilian? Da. Sunt al dracu. Am zis că nu-i mântat, dar exact. Asta e adevărat. Alte lucruri sunt pe lor. Dacă să ai nebun de căcat, asta e adevărat. Să ai nebun de căcat, care le căcat. Exact, să ai nebun.